Alright. Suntem live din nou. Vă salut pe toți de acasă. Nu suntem live? Ba da. You are live. Vreau să vă arăt în primul rând ce am aici. Este studioul cu microfonul meu. Mai am un microfon acolo sus, dar pe care nu îl folosesc decât la când fac voci, când creez. Aș vrea să văd și eu un refresh, să mă văd dacă sunt live. Ah, ok. Sunt live. Vă aștept acum să-mi ziceți ce vreți să cânt. Cu dramii, eu, Francesco, Iulian, Florentin, vă pup. Salut, Mihai, Ionela, Lazar, vă pup. Marea te cheamă la ea, te cheamă Marea Monica Mocioiu. Am cântat Marea și este într-un clip anterior, pe care l-am și postat deja. Am reușit să pun și camera dreaptă, astfel încât să ne vedem bine. Ar trebui probabil să stau ca să așez mai bine. Așa, să vedem dacă acum se vede mai bine. A, e mai bine acum, e mai bine, mult mai bine. Right. Te pupăm, Dan, te pupăm, Puiu, te iubim mult. Populară n-am să cânt acum. Știu că vă place muzica ușoară, eu sunt român și o să cânt și muzica ușoară, populară. Dar într-o sesiune viitoare, astă seară am postat niște listuțe, ca să le zic așa, cu piese. Și dacă voi nu spuneți ce vreți să cânt, bună din nou, Monica, bună din nou. Eu am să încep eu cu ceva, ceva care mi este foarte drag mie. Da. Thank you.
Wonderful Life. Right. Wonderful, wonderful life. Wonderful, wonderful life. Bon. Thank you.
E adevărat. Viața este frumoasă și trebuie să înțelegem că atât timp cât ne aflăm aici cu toții, trebuie să ne bucurăm de orice moment, în momentul prezent, fără să ne agățăm de trecut, fără să disperăm, ci doar cu credință, doar cu iubire, unii pentru alții, unii față de alții, pentru că aș vrea să vă întreb dacă nu am mai avea banii, ce am mai avea atunci? Ce ne-ar mai fi de folos? Cum ne-am prezentat unii în fața altora spunând, știi, te-am persecutat pentru că atunci când existau banii, trebuia să mănânc și eu ceva. Nu. Nu e corect așa. Corect este atâta timp cât suntem aici, că avem ceva de câștigat, că avem ceva de pierdut, să ne iubim și să fim mai buni unii cu ceilalți, mai să ne dăruim unii altora din sufletul nostru, pentru că noi cu toții suntem interconectați în Dumnezeu, prin Dumnezeu, și cel mai bine este să dăruim, atunci ne bucurăm cel mai mult, atunci avem ceea ce nici banii și nici un alt lucru material nu ne mai poate da sau nu ne poate da în niciun fel. Ok, vă aștept să-mi ziceți. Am fost puțin profund. Nu asta e intenția mea în seara asta. Intenția mea în seara asta este să vă cânt. Spuneți-mi ce melodii mai vreți. Cineva mă întreabă, vorbești cu mine sau nu vorbești? Vorbesc, dar pe sesiunea live. Ok. S-a blocat, mai încearcă, te rog. Ok, probabil că la unii nu este internetul atât de bun. La mine, din fericire, e bun. Gabriel Cotabriță, bro, te iubesc, dar Gabriel Cotabriță, nu am acum. Mamă, Monica, alegi niște piese minunate. I just called to say I love you. Îți mulțumesc pentru că faci asta. Sunt piese pe care uneori le cânt, uneori nu le mai cânt. Ai o secundă. Ok, I just called to say I love you. No new. Summer's high, no words allowed, no, I was small to life, one day the
Sper că v-a plăcut. Cinefan nu știe, pe pagina mea de Facebook se vede o filmare live, adică în direct. Alright. Ionela Burcea nu știe să intre să ne vadă live. Bravo Mihai, Gheorghe Marius, Aurel Panciu, super, super, vă iubesc, vă mulțumesc foarte mult. Monica, yay! Ok, hai, mai ziceți piese. Eu pot să vă cânt, pot să vă cânt piese care sunt dragi sufletului meu. Mă gândisem să vă cânt Kingston Town, pe care... Sau mai întâi Everything. Sex Bomb, Monica, Sex Bomb. Mamă, dar tu te uiți pe listă, nu glumă. Cred că le-ai în față să găsim. Hai Sex Bomb să-l găsim. Sex Bomb. Unde ești? Sex Bomb. Yes, Sex Bomb, vine. You're my sex bomb, and you can give it to me when I need to.
Alright. Fost frumos. Da, cineva mă întreabă ce am pățit la ochi. Din păcate, din fericire, când eram mai tânăr, am făcut mulți ani, am 7 ani de arte marțiale. Nu e o laudă, e un sport pe care l-am practicat în copilărie, în tinerețe. Și într-un concurs am primit un picior în toată fața, tot nasul era așa ceva pe toată fața și a trebuit să mă operez. Și de atunci partea asta de jos este așa mai închisă la culoare, adică sângele nu acționează foarte bine în partea de jos a ochilor, dar nu am nicio problemă, respir foarte bine, cu nasul nu mai am nicio problemă, sunt foarte bine. Ca tare, n-am pățit nimic, nu am machiaj, sunt acasă la mine, nu port niciun machiaj ca să apară în fața voastră ca la televizor. Nu, sunt acasă la mine, sunt în propriul meu studio și mă bucur să vă cânt, să vă încânt cu cântecele mele. Doamne, Vali Popica, de-ai fi tu stat cel amal pe următoarea listă, promit, și te rog să-mi și scrii într-un mesaj privat ca să-mi aduci aminte. O cânt, e o piesă minunată. Dar nu am pus-o în listele respective pentru că sunt atât de multe piese încât dacă aș vrea să vă cânt toate piesele pe care le am din listele pe care le-am pus, deja tot nu o să am timpul necesar. Deja mai avem jumătate din timpul pe care vi l-am acordat. Așa că Nothing Gonna Change My Love For You pentru Cristina Gabriela Constantin vine acum. No, nothing is gonna change my love for you. It's coming. She sacrificed. If I had to live my life without you near me, forever, oh so clearly, I might have been in love before, but I never felt this wrong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we wanna go. Hold me now, touch me now, I don't wanna live without you. Nothing's gonna change my life. Not so easy. Our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way. Yeah.
și sacrifice. E tot aici. Her lingers.
Ok, cine a zis Monica? Monica. Monica, tu... You rules. You rule în seara asta, tu ești baza. Unchain my heart. Let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Time I call on the phone.
transpirat. Bun sufletul aici. Îmi pun sufletul pe tavă în fața voastră, pentru că asta e ce simt și felul, ăsta e felul meu. Încep să mă accept și eu așa cum sunt. Uneori mult prea blând și uneori mult prea în partea opusă a celui blând, a celui care se dezlănțuie prin muzică. Nici de cum în viața reală cu oamenii reali. Doar în muzică. Ok. Da, Lucian, mulțumesc, se simte adevărat. Wow, wow, așa zic și eu. Aș vrea să fac o dedicație și eu pentru Ella Sunshine. Ea mi-a cerut ca eu să-i aleg o piesă pentru ea. Ok, nevastă mea, vreau să fac o dedicație lui Ella. Ella Sunshine, te iubim foarte mult. You raise me up. Oh, you raise me up. My, ok, am să cânt You Raise Me Up. Am cântat ce seară minunată în primul calup care se numește Live. Am să le numesc pe fiecare Live 1, Live 2, Live 3 și așa mai departe, ca să rămână logic ceea ce am făcut. Găsește-mi loc în inima ta. Hai să cânt Găsește-mi loc în inima ta și după aceea îi cântăm lui Ella You Raise Me Up. S-ar putea, Ella, să te rog să stai până la final. Cred că am să cânt You Raise Me Up la final. Cred din tot sufletul meu. E o piesă care mă impresionează așa de tare, s-ar putea să plâng și nu vreau să mă vadă toată lumea plângând. Ok. Ai zis ce să cânt și am sărit. Era o piesă lui Bănică. Mai zi-mi o dată, te rog. Ela, sunt aici, te iubesc, Ela. You are not alone. Oh my God, o să pun pe următoarea listă. Eleftere Marian, o să o pun pe următoarea listă, You Are Not Alone, pentru că într-adevăr e o piesă care și mie îmi place foarte mult. Să-mi spui a cui variantă vrei, al lui Michael Jackson sau al lui Michael Bublé, să-mi transmiți. Sunt două piese. Ok. Mai spunem o dată, a zis cineva o piesă de a lui Bănică și am mai multe. Zice Valentin Gheorghe că sunt un exemplu pentru noi, pentru noi toți, pentru voi toți. Sam Smith, I'm not the only one. Pe următoarea piesă vă rog să-mi transmiteți și am să cânt cu tot sufletul meu și cu din toată inima mea. Sunt piese pe care le iubesc. Am și spus că n-am să reușesc să le cânt pe toate, cu siguranță. Găsește-mi loc în inima ta. Alright, alright. Asta era. Găsește-mi loc în inima ta. Să vedem dacă... Găsește-mi loc în inima ta, right? Mai vrea cineva ceva de la Bănică, în afară de Găsește-mi loc în inima ta? Dacă mai vrea, spuneți-mi acum că am să încep să cânt și, în general, în listă le-am una după alta. Mi-e dor de ochii tăi, zisese cineva mai devreme, dar poate nu e de față și mai bine am să cânt Găsește-mi loc în inima ta.